Вот уже несколько лет подряд представители благотворительного фонда Рената Усатова с удовольствием покупают подарки и развозят их детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Путешествие новогоднего каравана побельцев началось в среду, 28 декабря. Первую остановку волонтеры сделали в детском доме, в котором воспитываются сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с волонтерами к ребятам приехали муниципальные советники. За традиционным новогодним представлением, которое подготовили работники детского дома вместе со своими воспитанниками, последовала раздача подарков. Eu mă bucur din nou să vă revăd pentru că anul trecut cu emoțiile pe care mi le-ați făcut cadou mie, le-am purtat pe parcursul anului și m-au încălzit la suflet. Astăzi am venit din nou și Moș Crăciun vă mulțumesc și dumneavoastră pentru emoții pozitive. Aici. Dragi copilași, eu, din numele Fundației Renato Usatăi, în cadrul proiectului Caravana de Crăciun, am venit să vă felicităm cu sărbătorile de Revelion, de Crăciun, să vă doresc multă sănătate, să creșteți mari, frumoși și zâmbitori, pentru că asta este cel mai important pentru părinți, ca copiii să crească sănătoși. Și vouă, celor care aveți grijă de acești copilași minunați, vă doresc în anul care vine multă răbdare, multă sănătate și căldura care o transmiteți acestor copilași să nu dispară niciodată din sufletele voastre. Și emoțiile pe care le transmiteți lor și ei la rândul lor ne transmit nouă să fie mereu, să persiste mereu în această casă. Eu cu mare drag vin de fiecare an și mă copleșesc niște sentimente, niște emoții pe care mi-e foarte greu să le transmit. Dar vă doresc în anul care vine multă sănătate, mari realizări și să ne vedem la anul cu cele mai bune gânduri și bunul Dumnezeu să ne poarte de grijă tuturor și dumneavoastră la fel. Și dacă ne permiteți să felicităm copilașii și repejor cu cele mai frumoase cadouri care vor aduce zâmbete pe față și pe chipul lor. В этом году путешествие новогоднего каравана продлится несколько дней. Волонтеры сделают остановки во всех социальных центрах, а также приедут домой к тем ребятам, которые в силу различных проблем со здоровьем не могут выйти из дома. Детям раздадут более 1000 килограмм сладостей и, конечно же, светлые эмоции. А обратно с собой волонтеры увезут приятные воспоминания о счастливых лицах детей. Фундация Рената Усатый își continuă frumoasa și bună tradiție, care se numește Caravana de Crăciun. Este o tradiție care deja durează de 3 ani de zile. Primarul orașului, municipiului Bălți, care este și fondatorul Fundației Renato Usatăi, nu uită de această sărbătoare ca să felicite pe cei care au probabil că cea mai mare nevoie de atenție. Este vorba de copilași cu dizabilități. Astăzi demarează caravana noastră. Aici, după cum vedeți, sunt cadourile pentru copilașii cu dizabilități de sărbătorile, pentru sărbătorile de iarnă care le vor primi. Ce este vorba de sărbătoarea de Revelion, Crăciunul. Sunt peste 900 de cadouri
Vor beneficia de aceste cadouri toți copilașii care astăzi se află acasă și nu au posibilitatea să se miște alături de părinții, să se află. Deci grupele mobile vor pleca la ei la domiciliu și vor felicita din numele lui Renato Usată și din numele fundației. De asemenea, vor beneficia de aceste cadouri copiii care se află la centrele sociale. Noi în municipiul Bălți avem 7 centre sociale. Sperăm că și de data aceasta și anul acesta Renato Usatăi va duce zâmbetul pe chipurile acestor copilași și ei se vor bucura nespus de mult de aceste cadouri. Sperăm că tradiția va continua și cu această ocazie, dacă îmi permiteți, aș vrea să felicit toți bălțenii din numele Fundației Renato Usatăi cu ajunul sărbătorilor de iarnă. Să vă doresc multă pace și liniște sufletească și ca bunul Dumnezeu să vă aibă mereu în paza Lui. La mulți ani și să ne auzim doar de bine la anul viitor!